Doamne și domnule, bună dimineața! Știi că eu cred că domnul Cazacu m-a rugat să, să comentăm un pic. Au văzut ziarul la mine, din 87, întâlnirea dintre Ceaușescu și Gorbaciov. Multă lume nu știe, multă lume nu și-a dat seama ce se întâmplă atunci sau dacă și-o dat seama au trecut. Și există, am să, hai să facem un pic de istorie. Există un lucru foarte ciudat în presa comunistă. Ai prima pagină cu vista la Moscova, textul care însoțește vista la Moscova este doar atât. Și plin de atmosferă prietenească, de etc., etc., etc. Înțelegi? Ăsta a fost un semn pentru toată lumea că ceva se întâmplă la Moscova. Toți aflaserăm atunci că Ceaușescu are o problemă cu venirea lui Gorbaciov, pentru că Gorbaciov era reformist. Glaznos, perestroica, pentru noi sunau atunci echivalentul capitalismului. <coughs> Discuția este însă un pic alta. Toată lumea știa despre ce este vorba, cam toată lumea. Cam toată lumea vedea în 87 că mergem cu capul în jos și ne uitam deja la celelalte țări care păreau paradis pe lângă noi, păreau, nu erau, da? Uh, și totuși, noi nu am avut intelectuali, poate Mircea Dinescu e cel care s-a ridicat și cam atât, Ana Blandiana, n-am avut o masă de intelectuali care să ne poarte, cum să zic, uh, Spre o opoziție vizibilă și fermă împotriva lui Ceaușescu. Toată lumea zicea, domnule, nu se mai poate cu tiranul ăsta, las că da de mare, existau acele zvonuri că își înlocuiește sângele cu sângele de, cu sânge de copil, etc., etc. O grămadă de, 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 de lucruri, și totuși nimeni nu îndrăznea să se adune la oaltă cu altul care să îndrăznească. Uh, știam despre Mircea Dinescu, tot poporul, dar tot poporul aștepta ca Mircea Dinescu să facă ce a trebuit să facă tot poporul. Știam despre Ana Blandiana, dar la fel așteptam să facă. Uh, Doina Cornea. Și cam atât. Dan Deșliu și cam atât. Era atunci, să zicem, în spațiu public cunoscut. Da? Triada asta. Uh, și mă gândeam, mă, totuși, pe lângă Dinescu, Blandiana, Doina Cornea, existau totuși foarte mulți intelectuali de bună calitate, inclusiv în scânteia. În scânteia existau oameni, astea oricum erau primite cu poze, cu totul, tot, tot de la partid, dar erau oameni citiți, oameni care și aia stăteau la coadă. Cât or fie ei de la scânteia, în afară de director, redactor, șef și așa, ăștia, scriitorii mici, așa între ghilimele, stăteau și aia la coadă. A, că mai aveau o pilă la doctor, că mai aveau o pilă la nu știu cum. Dar să nu crezi că mâncau icre negre în timp ce noi băgam uh, frații petreuși și adidași de porc. Și totuși nimeni nu s-a mișcat. Pentru că la noi, cel puțin, intelectuale au fost foarte repede domesticiți. De fapt, n au fost domesticiți, sau au dacă vrei, dacă suportă limba română chestia asta. Începând de la, era să zic începând de la Călinescu, începând de la Zaharia Stancu. Nu, uite, este o carte, am căpătat o carte foarte faină <coughs> și merită citită. Eu am citit-o, scrisă de Irina Matei și Luciana Stasă Cultură și propagandă. Institutul Român din Berlin, 40-45. Asta sunt niște lucrări cred că sunt cele mai documentate lucrări, înțelegi, care au apărut în chestiune la noi. Și ca să revin la, cum credeam eu că, că domesticirea asta a apărut cu Sadoveanu, cu, cu Călinescu sau cu Zaria Stancu. Nici gând. Aici îl vezi pe Sextil Pușcariu, Marele filolog, continuatorul dicționarului limbii române, de acolo de unde l-a lăsat HD, de la litera B până la litera J, cred că, da, îl vezi salutând cu Trăiască Legiunea și Capitanul. El era, mi se pare, șeful Institutului Cultural Român de la Berlin. Și când făcea recomandări pentru unul și pentru altul, saluta cu Trăiască Legiunea și Capitanul. Bine, omul a avut-o biografie destul de ciudată. Da? Și atunci te întrebi, bă, totuși, de unde vine, de unde vine uh, domesticirea asta? Pentru că nu e normal ca dintr-o dată intelectuali cu, cum să zic, cu tot felul de, de uh, merite incontestabile, cum este uh, sextil pușcariu, cum este, de exemplu, pe timpul Ceaușescu, Dere Popescu, un mare romancier. Cum îi... Uite, Păunescu. Este poet. Nu poți să scoți poezia uh, din el și pe el din poezie. Cum se face că toți oamenii ăștia la un moment dat au prins uh, uh, gustul gudurelii? Cum se face că astăzi în Academie sunt oameni care la fel se gudură, dar mult mai, mult mai atehnic, ca să zic așa. Adică nu se mai gudură ca sextil pușcariu sau ca ăștia de la scânteia, cu trăiască și trăiască, ci sunt foarte atenți la discursul oficial, discursul celor care, discursul oficial al celor care I-au pus în funcții, de obicei, stânga, și același discurs îl regăsești uh, pigmentat de mici încercări de libertate, centrifugală, e adevărat, așa din când în când, deci, uh, în spațiu public. Adică oamenii vin și nu uită să rămână recunoscători Partidului. X Partid. De ce Partidului? pentru că la noi cam totul trece prin filtrul partidului. În Academie, la fel, intri dacă știi pe cineva de acolo. Da? În momentul în care citești o astfel de carte, Cultură și Propagandă, știi, există sentimentul că suntem unici în nemerniciile care se întâmplă pe la noi. Doar că, așa să știi că, prostii de-astea au făcut și alții. Îmi amintesc de, de discursurile sau micile scrierea lui Jean-Paul Sartre. Mare comunist. Dacă cum să zic comunist, mai, mai mare decât o întrăznit Sadoveanu să fie. Sadoveanu era un tip care vrea confort, o pușcă de vânătoare nouă, să lase lumea în pace în boieria lui, chestii de genul ăsta. Sartre devenise radical. Dom'le, să fie uciși tot cei care se împotrivesc, uh, se împotrivesc uh, comunismului. Să fie torturați. Și atunci te gândești că există ceva în genul asta intelectualului. Uite, am și găsit aici. Sextil Pușcariu. Așa. de da, regiunea. Rector. Era rector și scrie ministrului așa cum știa el. Da, am făcut o paranteză. Există ceva în, în ADN-ul intelectualului, ceva care îl sperie și îl fascinează de câte ori vede putere. Intelectualul, întotdeauna, eu l-am văzut ca pe un tip fragil în fața realității, extraordinar de putere, de puternic în fața realității care va să vină. Intelectualul român are o problemă și mai mare. El n-a existat niciodată într-un cadru care să-i ofere confort. Da? N-a existat, uh, n-a existat un Lord Byron. Da? Să stea contemplativ și să uh, scrie extraordinar. La noi toți au fost munciți. Smunciți și frământați de realitate. Poate Alexandrii, hai să zicem, uite, Alexandrii este o excepție boiernaș de Mircești, cu un pic de moșie și stat liniștit. În rest, toți au fost smunciți de realitate. În perioada intermedică au fost frământați de noile idei, începând de la legionar până la uh, uh, ideile socialismului, comunismului, Vesgheria și ăștia. Uh, După comunism s au dat seama că e bine să fie un pic speriați. Dar și a dat seama că din sperietura asta, dacă uh, știu să o facă rentabilă, pot trăi. Spunea cineva în 90, când s-a dat drumul la poveștile, uite cum era pe vremuri, zicea, domnule, să nu vă mirați că au, au, ajuns, că am avut și noi poezie prolet cultistă, de aia care era toată ziua cu trească Partidul și Ceaușescu și PMR-ul și Gheorghiu Dej. Pentru că pe o poezie publicată în scânteia, trei strofe, îți luai un palton. Iarna. Costa imens, că nu se găsea stofă. Și atunci te gândești că, bă, s-a făcut un fel de pact, un fel de, un fel de, înțelegere de asta tacită între puterea care avea nevoie de intelectual, că în putere erau numai foști sărani, foști tractoriști, de obicei ăia vai de capul lor din sat, ăia care erau cei mai puțini gospodari, și aveau nevoie de intelectualitate, de, de ceva care să-i reprezinte, de ceva care să-i legitimeze, mai bine zis. Da? Și atunci, îl vezi pe Nikifor Crainic, de exemplu, ieșit din pușcăriile comuniste, umilit ca nimeni altul, așa cum a fost umilit Nikifor Crainic în pușcăria comunistă, nimeni n-a fost umilit vreodată. Adică să-ți mănânci rahatul și să, în același timp să mulțumești partidului. De ce? Pentru că după ce îți mâncai rahatul venea o bucată de pită. Da? Nu intru în amănunte. Da? Și îl vezi pe Nikifor Crainic după aia Uh, uh, fiind un, un sucălar, să ar zice astăzi, al partidului în acea revistă uh, pentru străinătate. Pe glosii, făcută pe hârtie, glosie, etc. Nici știu dacă să-l condam sau nu, pentru că omul ăla era probabil speriat de fiecare sunet al picăturii de apă când ploua. Uh, vezi după aia o mulțime de oameni care au învățat foarte repede că pot trăi bine de pe partid cu condiția să se prefacă îl iubesc. Lucrul ăsta se întâmplă și acum. Încetuți, încetuți. Doar că acum există internet. Există generația tânără. Și generația tânără nu ne mai lasă pe noi, cei care zice că suntem intelectuali, să iubim partide. Generația tânără ne obligă să iubim idei. Din ce în ce mai multă lume va pricepe asta. Din ce în ce mai puține partide vor accepta asta. Va fi un fel de concurs, nu de cine câștigă, cine rezistă, câștigă. Așa e și în presă. Cine rezistă, câștigă. Nu acum? După aia. Acum ați numai bani. Și cine are numai bani, nu are nimic. Hai să trăim.